Bun găsit, stimați telespectatori! Suntem în satul Miera, un sat care aparține de comuna Crușes și suntem la un fermier de animale, crește bovine, unele de rasă și v-aș întreba cum de v-a venit această idee, având în vedere că nu e așa o moșteniră de familie ceea ce faceți. V-ați apucat acum recent și mai mult decât atât ați accesat și un proiect. Da, având o vârstă mai înaintată, nu aveam unde să mai merg la alt serviciu și m-am gândit, fiind atâtea pășuni în zonă, m-am apucat de crescutul animalelor. Am cumpărat animale rasă bălțată românească, o vacă foarte bună care se merge la zona noastră aici, bună și de lapte și de carne, și am accesat și un proiect. Pe proiectul nu e prea mare, deci pe măsura 1-2, 12.000 de euro, pe numele soției, că ea este sub 40 de ani vârstă. Și muncim împreună în gospodărie și ne ocupăm cu creșterea animalelor. Ne spuneați puțin mai devreme că este foarte greu ceea ce faceți. Da, exact, este foarte greu. Deci e o muncă titanică, mai bine zis, dar ce să facem? Altceva nu avem ce face și cu asta ne ocupăm și avem unele probleme. Deci cu teren am cumpărat ceva teren, dar cadastru, nu știu ce se întâmplă cu cadastrul la Gorj, merge foarte greu. Am cumpărat un teren un an de zile, am făcut în februarie și n-a ieșit cadastrul nici până la ora actuală. Nu știu care este problema, dar bine, dânsii o să aducă la bun sfârșit actele să ajungă la final. Da. Deci nu e totul roz la țară. Aveți însă, iată, o nouă producție, să spunem așa, de vițeluși. Vă întrebam puțin mai devreme dacă acum ieșiți pe piață la Paște, că nu numai mielul, se consumă și pui și iepuri și porc, dar bineînțeles că și carnea de vită începe să fie foarte apreciată. Nu o să ies cu ei acum la piață, sunt foarte mini, nu sunt căutați și eu merg pe montă artificială. Deci le montez cu bălțat românească, deci e montă artificială și nu e plătit. Deci nu e plătit în zonă, o să crească tăurașii și o să-i cumpere negustorii, a care de obicei ei care sunt ei intermediari. Sunt intermediari care câștigă banii ai mult, nu noi. Deci noi. O spuneți cu dezamăgire, sunteți așa oarecum dezamăgit că v-ați apucat de treaba asta? Și da și nu. Deci dacă ministerul s-ar implica mai mult, să ne dea fonduri, să ne ajute, deci mai bine, mai mult, ar fi ceva și să ne facă o piață de desfacere. Laptele, brânză și animalele. Să zic, domnule, am atâtea animale, du-te la, vezi, ai abatorul nu știu care, te duci acolo, ți-l-a primit, ți-l-a luat, așa, nu știi unde te duci, vine negustorul, ți-l ia la poartă și nu-ți dai la noi negustorii. Negustorii sunt din alte comune, din alte județe, nici nu-i cunoaștem, te pomenești cu ei. Vin pe câmp, cât îl dai, cum îl dai, negociem așa, la ochi, nu la kilogram. Ad hoc. Da, exact. Cum, dacă tot ați ajuns aici în sfera prețurilor, povestiți-ne și cam cum e prețul în zona, adică cât e litru de lapte, cât e kilogramul de brânză, kilogramul de carne. Da, deci laptele 2,50 lei, brânza 10 lei, iar kilogramul de carne se vinde în viu, că aici la noi așa se cumpără, în viu, 60. Deci asta e. Și nu-ți convine să dai un vițel, un taure, în viu la 60 de kilograme și îl duci la abator și ia nu știu cât, nu știu cât e la abator, de ce să nu. Ați ieșit greu din iarnă? Într-adevăr, greu. Greu cu munca fizică am ieșit greu, am muncit, dar am avut notre suficient, fânul nu a fost de bună calitate datorită ploilor, datorită intemperiilor, dar am avut notre, am avut lucernă foarte multă și am completat cu roaie. Porumb, uruit cu totul, cu cocean cu tot și tărâță. Văd că aveți hambarele pline. La e o jumate, că zesul s-a dus. Da. Acum ies la pășunat și... După Paști, nu le scot. Deci până după Paști, poate la 1 de mai. De ce? Păi nu au ce mânca pe câmp. Și iarba crudă, verde, fac diarie, nu, nu. Deci nu, până la... După Paști, deci atunci să vedem cum o luau vremea. Văd că aveți un număr mare și de pui, creșteți și găini. Avem în gospodărie și păsări, și găini, și pui, și porci. Dacă stăm la țară, trebuie cu asta ne ocupăm. Ce să facem? Trebuie să avem de toate. Vă place viața la țară? Da, cum să nu? Pe altfel ne mutam la oraș. Nu ne apucam de asemenea muncă, să punem atâta efort la ce avem aici. Care sunt plusurile și care sunt minusurile în afacerea de la țară, să spunem așa?
plusuri și minusuri. Deci dacă am trage o linie, ar fi mai mult minus decât plus. Dar ne împăcăm cu ideea, avem de trăim după zi pe alta. Adică viața, pentru viața de mâine, deci suntem asigurați. Deci nu o ducem lipsă de nimic. V-ați muta mâine la oraș? Nu. Nu. M-am acomodat, m-am ales acum, nu. Cu animalele ăștia, nu. Nici gând. Mai ales că am un fiu care are 16 ani și aștept să facă 18, mulțumesc asta la fel, și vreau să accesez și lui un proiect, dar un proiect mai mare, și eu atunci o să cresc efectivul până atunci, până face el vârsta, și vreau să fac un proiect mare, cu poate fac și abătorizare, poate fac o fabrică de brânză, ceva, nu știu. Atunci, la momentul potrivit, o să ne hotărâm ce și cum. Îmi place, sunteți un om care gândiți foarte optimist, da, 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 în condițiile în care nu merge piața foarte bine. Iată, dumneavoastră nu vreți nici să vă opriți, ci să mergeți mai departe. Mergem înainte, că odată și odată o să fie și bine, că nu o să fie numai rău. Deci nu are cum. Deci nu se pune problema. Spuneți-mi dacă ați primit aici ajutorul celor de la consultanță sau cu cine, da, cine vă consiliază? Da, deci primul care a venit a fost domnul Ierbobic. Deci dânsul a venit pe capul meu zi de zi. După aceea am mers la primărie, la domnul primar, care este un foarte gospodar și are legături la Goș cu toată lumea. Am discutat cu dânsul și zice, domnule, hai că te ajutăm la un proiect, nu știu, am fost la Târgu Jiu, domnule, nu se mai fac proiecte. Zic, păi stai puțin, dar cum să nu mai fac? Și după aceea a fost o pauză așa de o săptămână, două, și m-a vizitat domnul Gerbobicu cu domnul Drăgușin și zice, ai un noroc mare. Adică ce noroc mare? Păi comuna Crușița a arendat la Gal, mi-a explicat dânsul, Galul Amaradia, s-a făcut două galuri, Galul Amaradia, Galul Parângu, și noi aparținem de Galul Amaradia. Și atunci, uite, te ajutăm să-ți faci un proiect pe Gal. Proiectul a fost mare, așa cum v-am mai zis și mai înainte, pe măsura 1-2, de 12.000 de euro. Deci, datorită dânșilor, am putut să accesez proiectul pe măsura 1-2. Spuneți-mi dacă e și rentabil după această perioadă care a trecut și v-ați făcut așa o socoteală, cum a zis dumneavoastră, cu plus, cu minus, adică e de apucat să te faci proiecte sau să te lași să nu mai faci? Normal că este de apucat să faci, mai ales dacă accesezi un proiect mare, deci e foarte rentabil, foarte avantajos. Dar să fii pus la punct cu toate, cu animale, depinde cu ce se face proiect, cu ce se accesează. Proiecte se fac pe mai multe, pe animale, pe stup, pe pompe, de diferite. Agricultura, agricultură, exact, exact. Acum depinde, nu. Și ultima întrebare, ce le recomandați telespectatorilor din mediul rural care poate nu au curajul dumneavoastră, dar intenția nu lipsește nimănui, să știți? Da, la început să încerce cu, de exemplu, ca mine, să încerce cu o vacă, două, și după aceea își dă seama dacă poate să mai ducă mai departe, dacă nu se oprească, da? Când apucă de și a una, două, vine și a treia, vine și a patra și automat o să prindă drag și nu cred că o să se mai lase. Mai ales că astea atâtea pășuni și e păcat să nu... Stând la țară, trebuie să facem ceva. Eu vă mulțumesc și vă doresc să aveți mult succes nu numai în acest proiect, ci și în următoarele, că iată, sunteți unul dintre producătorii agricoli foarte optimiști. Vă mulțumesc frumos și vă mai aștept pe la mine în anul următor, când e producția dublă sau, mă rog, și atunci o să schimb o parte din ele, o să îi aduc o rasă de bălțată românească de la Târgu Mureș, și am discutat cu cineva acolo, o să le însemânțesc pe ale mele și o să iau de acolo câteva juninci și atunci o să fie ceva frumos la noi în zonă. O rasă foarte originală, foarte bună pentru câmpurile noastre de bălțată românească. Productivă. Noi cu drag o să venim. Marius Niță este un fermier în satul Miera care are o intenție bună în condițiile în care piața de desfacere lasă de dorit în România. Are un număr de aproape 20 de vaci de rasă, dar vrea că în cel mai scurt timp să le înmulțească. Ca orice om care trăiește la țară, bineînțeles că are și pui și porci în gospodărie. Are 4 hectare de teren, dar visul lui este să umple pășunea cu făcuțe bălțata românească. Laptele, carnea, brânza le vinde pe piața liberă, dar spune el că intermediarii sunt cei care câștigă mereu.
Domnule inginer, suntem aici la un fermier care crește bovine și am văzut că arată destul de bine, pentru că dacă accesezi proiect înseamnă că ai și bani și înseamnă că poți să faci lucruri frumoase cu ei. Ce ne spuneți aici în satul Miera despre toți fermierii pe care dumneavoastră îi consiliați, dar mai ales despre cel la care noi am ajuns astăzi aici prin intermediul dumneavoastră? Da. Domnul din satul Miera, domnul fermier, are o mare pasiune de animale și având probleme cu soția, deci a plecat în străinătate și dânsul trebuia să ocupe de, fiind un om foarte harnic, trebuia să ocupe de ceva în gospodărie. Și a venit la primărie, m-a contactat, domnul inginer, vreau să fac și eu un proiect. Am cumpărat niște vaci de rasă bălțată românească și sunt tânăr și trebuie să demarez, că nu putem sta degeaba. Am o anumită suprafață de teren, deci bază furajeră aș avea, și contactându-mă la primărie, trecând perioada de depunere a proiectelor, domnule, nu mai putem, începe perioada prin martie, dar mai sunt ceva bani prin GAL. Comuna Cruces, făcând parte de grupul asociat de localități, este asociat cu 8 comune din județul Dolj și am luat legătura cu domn primar și l-am convins și pe domn primar să aloce și dânsul o anumită sumă de bani din cât a mai rămas. Și a putut și domnul Niță, prin soția dânsului, care are sub 40 de ani, să aloce 12.000 de euro. Spuneți-mi dacă sunt mulți tineri aici în Crușeț și mai ales în satul Miera care vor să mai facă astfel de lucruri frumoase. După câteva proiecte care de succes, care o să le dăm exemplu la fermierii din comună, m-au contactat la primărie și chiar au vrut să vină să viziteze și dânsii ferma lui domnul Niță, că vor să acceseze și ei în continuare. Chiar doi băieți fermieri au zis că o să acceseze pe specia capre, fiind o zonă deluroasă, și am luat legătura cu dânsii și urmează și dânsii, când încep în martie sub măsura 6-1, care duce până chiar la 70.000 de euro, să facă și dânsii proiecte. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes aici în zonă și se pare că aveți, având în vedere că și multe proiecte sunt la Crușeț. Și eu vă mulțumesc și sperăm că să mai treceți pe aici, să mai filmăm și alte proiecte de succes, cum sunt și cele prezentate până acum. Cu drag! Consultanța în ceea ce privește orice problemă care apare, orice noutate legislativă, orice suport de curs pentru proiecte este asigurată în comună de către inginerul de la Camera Agricolă. Camera Agricolă Județeană Gorj este printre fruntașele din țară care au reușit să sporească numărul proiectelor cu finanțare de la Uniune. Domnul director, care sunt avantajele și dezavantajele fermierilor care vor să acceseze fonduri pe proiecte europene și să crească bovine? Avantajele, cred că le știe toată lumea, sunt multiple. Ca și dezavantaje, cred că e mai bine să vorbim puțin. Ne referim la măsura care a fost deja lansată, 6.1, instalarea tinerilor fermieri. Ca și dezavantaj, aș spune că vorbim de un procent mic raportat în cotațiile euro pentru animale. Spre exemplu, o vacă are în jur de 1023 de euro cotație, iar pentru un proiect care se plece de la minim avem nevoie de 12.000 de euro, iar pe maxim, așa cum își doresc toată lumea, 40.000 de euro, 50.000 de euro, deci iată, trebuie în jur de 20-22 de vaci minim, dacă merge numai pe vaci, pentru a putea realiza un astfel de proiect. Dar dacă în perioada anterioară s-au realizat foarte multe investiții pe crescătorii, pentru crescătorii de animale, sperăm că și în aceste condiții, prin plerarea de ferme de la părinți, de la bunici sau eu știu de la alte rude vecini, să putem să mărim numărul de proiecte accesate pe măsura
6.1 dinerii fermieri și în județul Gorj. Ar mai fi un dezavantaj care îl putem puncta aici, prețul mic de care se plâng toți producătorii, raportat la, eu știu, la prețul laptelui, la prețul brânzei, deci la produsele desfăcute, însă, așa cum le-am explicat, e greu, e foarte greu să faci singur față cerințelor pieței, de aceea încurajăm în continuare să se asocieze, să realizeze, dacă nu la nivel de localitate, măcar la nivel județean, să fie o asociație la care toată lumea să adere, pentru că prin organele de conducere acesteia pot să își vândă altfel marfa la prețuri competitive. Eu vă mulțumesc, și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru atenția cu care ne-ați urmărit și iată, încheiem cu sfaturi utile și ar fi bine cât mai mulți tineri să acceseze fonduri europene pentru că pământul la țară, iată, îi așteaptă, este un pământ fertil, am putea spune un pământ destul de bun care parcă uneori și pe alocuri nu are cine să-l muncească. Așa este, îi așteptăm pe toți la sediul nostru, nu numai noi, sunt și alte firme care fac astfel de proiecte, pentru că nu suntem noi în domeniu singuri, însă eu cred că specialiștii pe care Camera Agricolă Județeană îi are ca și salariați sunt cei mai buni, asta ca să ne lăudăm puțin, au avut procentaj mare de reușită, proiectele sunt de succes, de aceea cei care doresc pot să apeleze la serviciile noastre și dacă se poate, numai dacă se poate și vor îndeplini condițiile, suntem dispuși să le acordăm toată consultanța de care e nevoie. Încă o dată mulțumim și dumneavoastră și vizionare plăcută în continuare. La revedere!